Bună ziua și bine ați venit la această conferință de presă. Deși aș fi vrut să discutăm despre alte lucruri la acest moment, cred că se impune o reacție raportat la aberațiile care au fost aruncate în spațiu public la conferința organizată de PNL de Bobiște în urmă cu aproximativ jumătate de oră, o oră. N-aș vrea ca în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, opinia publică să rămână cu o percepție absolut deformată, exprimată de către reprezentanții PNL Târgu Obiște, care fie sunt incompetenți, fie încearcă să manipuleze la un mod absolut murdar. S-au spus foarte multe lucruri la acea conferință de presă. Nu o să am pretenția că voi răspunde la absolut toate acele acuzații și o să am rugăminte la dumneavoastră, reprezentanții mass media, care a spus la acea conferință de presă, să ne reîntrăscotați memoria pe anumite subiecte, dacă eu nu le voi atinge. Pentru că vreau să prezint într-un mod absolut transparent ceea ce se întâmplă în legătură cu stadionul Eugen Popescu. 1. Este clar că PNL nu dorește realizarea acestui stadion. Ăsta este primul aspect pe care vreau să-l subliniez. Nu a fost conferința de presă în care să nu spună domnule, nu se face, ba să nu știu ce se întâmplă, noi n-am votat, noi am votat o valoare de 2 milioane de euro, nu știu de unde a ajuns această valoare și așa mai departe. Ăsta a fost un aspect pe care cei de la Partidul Național Liberal l-au exprimat în conferința de presă. Stimați Târgu Obișteni. Ori băieții ăștia au uitat total, ori au venit în Consiliul Local decât să-și încaseze banii, ori vor să vă mintă cu nerușinare. S-a vorbit de câteva ori în conferința de presă că, domnule, n-au știut care e valoarea stadionului, că eu am votat 1, nu știu cât milioane de euro. Da? Bun. Avem în față hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului reabilitare și modernizare stadionului municipal Eugen Popescu. Luna iulie, nu aprilie. Cum spuneam, că n-au știut, n-am văzut, n-am știut. Luna iulie, valoare stadion 6,775 653,35, de 6.700.000 de euro. 6,7 milioane de euro. Hotărârea din 29 iulie. Ei n-au știut, n-au văzut că era unul și nu știu cât. Și domnul Bercu a spus lucrul acesta, consilier local. Votul. Îl am în față. Surpriză. Au votat pentru toți consilierii locali pe PNL. Mă, fraților, chiar credeți că s-a întâlnit toți cu prostul? Chiar ne luați de proști pe toți? Deci, repet. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului reabilitare și modernizare stadionului municipal Eugen Popescu, votat în unanimitate, valoare 6,7 milioane de euro. Ce e cu aia 2 milioane de euro? Unde ați văzut voi stadion la, făcut la 2 milioane de euro? Prima minciună. Clar. Am și procesul verbal al ședinței de Consiliu. Cine dorește să oricum sunt publice, să găsesc pe site-ul primăriei, nu este niciun fel de problemă. S-a mai discutat și am văzut mari specialiști ai Partidului Național Liberal vorbind despre rezistențe, studii geo și așa mai departe. Am în față studiul geotehnic. Stadionul Municipal Eugen Popescu. Studiu făcut. Unde spune că se poate construi fără niciun fel de problemă. Studiu geotehnic. S-a discutat că nu există, că bagă, nu știu ce și așa mai departe. N-are legătură cu expertiza. Acesta este studiu separat, care n-are legătură cu acea expertiză pe care se tot bate aiurea tramvaii monedă. Da? Studiu geo făcut fără niciun fel de problemă. Referitor la acea expertiză, domnii de la PNL aruncă în spațiu public
o chestiune ca și cum primăria ar fi avut raporturi contractuale cu expertul. N-am avut, fraților, cu expertul raporturi contractuale. Noi am avut un prestator de servicii care, la rândul său, a făcut apel la serviciul unui expert. Da? Expertiza semnată, ștampilată, tot ce trebuie. La momentul la care am început la tribuna a tribuna 1 actuală, viitoarea tribuna 2, i-am cerut prestatorul, bă, vină cu expertul, pentru că am intrat la lucrări și vrem să vadă ce se întâmplă aici. La momentul respectiv, prestatorul nostru a spus, dom'le, noi lucrăm cu un alt expert, undeva în luna octombrie, cu domnul Sofronie, de care domnul Dragoș Paraschiv își dătesc cu părerea, spunând că e bătrân. Domnul Dragoș Paraschiv ar trebui să... Mă rog, nu vreau să spun alte lucruri legate de domnia sa. Nu e... Nu se cobor atât de jos nivelul discuției. Dar avem și o completare la expertiza tehnică. Da? Din luna octombrie, pe care se va lucra. Primul lucru, că s-a discutat despre nu știu ce riscuri. Pe acea expertiză inițială, nu s-a lucrat și nu s-a făcut nimic la tribună. Care riscuri? Deci nu s-a întâmplat absolut nimic. Cea de-a doua expertiză, da, este cea care a completat, mi-a completat prima expertiză și în baza căreia proiectantul trebuie să le dea niște detalii de execuție și să intrăm la treabă. Deci nu știu ce riscuri, nu știu, oricum, în baza celei de-a doua expertize, gradul de risc seismic, sau gradul de protecție la seism, a crescut de la gradul 3 la gradul 4, care este maxim în momentul de față pentru stadioane. Ce riscuri? Păi nu vă e rușine să induceți în eroare opinia publică? Nu vă e rușine să aduceți în discuție asemenea elemente despre un subiect care suscită un mare interes? Că de fapt aici este vorba. Dumnealor încearcă să brodeze pe lângă acest subiect al stadionului, pentru că suscită un mare interes. Stimați domnul, stadionul nu e nici PSD-ist, nu e nici PNL-ist, nu e nici USR-ist, este stadionul orașului. Da? Mai departe. S-a discutat la un moment dat despre nu știu ce costuri și că valoarea ar fi mai mare decât valoarea inițială și că noi am plătit bani și așa mai departe. Unu. Da, într-adevăr, valoarea este mai mare. Pentru că proiectantul inițial s-a dovedit incapabil să vină cu soluții pe ceea ce înseamnă detaliile de execuție și problemele care, la o asemenea investiție, apar pe parcurs. Valoarea despre care discutăm în momentul de față este însă o valoare care este net inferioară unor servicii de proiectare aplicate la reabilitarea, construirea altor stadioane. Și cu titlul de exemplu, aș discuta despre stadionul municipal de Târgu Jiu, unde avem o valoare a serviciului de proiectare de 2,5 milioane de lei aproape, deci de 4 ori mai mare. Nu mai vorbesc de Craiova, la care valoarea serviciului de proiectare este de 11 ori mai mare decât cea. Chiar și asta nouă de la stadionul municipal Eugen Popescu. Despre ce vorbim? Care este problema? De altfel, aceste chestiuni am vrut să le menționez, repet, pentru a face puțină lumină aici. 3. S-a vorbit, domnule, că am împrumutat orașul. Ce a făcut administrația că am împrumutat orașul și, domnule, ce mai sarcină deosebită pe noi? Pentru a face cât se poate de clară clarificare pe acest subiect, la acest moment, gradul de îndatorare al municipiului Târgoviște este de 3,35%.